Bărbat și o femeie au fost reținuți de polițiști din Gorj în timpul unui flagrant. Ambii au fost prinși în timp ce primeau bani de la o femeie pe care o șantajau cu publicarea unor fotografii indecente. Colega noastră Gabriela Mladin a urmărit subiectul și ni se alătură chiar acum cu mai multe detalii. O ascultăm. Bun găsit, femeia în vârstă de 46 de ani din municipiul Târgu Jiu a fost contactată prin intermediul unei aplicații de mesagerie de către o persoană necunoscută. Așa a sunat de altfel și apelul către 112. În conținutul mesajului, femeii se arătau câteva fotografii în care aceasta apărea în ipostaze compromițătoare. I se cerea bani, altfel acele imagini vor fi puse pe un pliant care va fi distribuit opiniei publice. Ca să nu facă publice imaginile, cei doi, vorbim de o femeie din Craiova, județul Dolj, de 34 de ani și de un bărbat din județul Gorj, în vârstă de 38 de ani, au cerut suma de 1500 de lei. Evident, femeia șantajată a anunțat și autoritățile înainte de a se întâlni cu cei doi pentru a le da banii. Au fost prinși în flagrant și reținuți pentru 24 de ore sub acuzația de șantaj. Și banii și telefoanele celor doi au fost reținute de anchetatori.